revenit în platourile Canal 33, așa cum v-am obișnuit, dimineața vă oferim informații foarte practice și utile. Vorbim acum despre detoxifiere, detoxifierea fizică, emoțională și mentală. Alături de mine, domnul Costel Coravu, coach, bună dimineața! Bună dimineața! Și se va adăuga pe parcursul discuției și doamna psihoterapeută Roxana Macri. Vorbim în primul și în primul rând despre ce înseamnă de fapt detoxifierea mentală. Mi s-a părut un concept nou. Mai vorbea o invitată de-a mea de o ecologie mentală. Nu știu dacă este același lucru. Pot fi lucruri asemănătoare, însă dacă luăm, să zicem, ca rădăcina cuvântului detoxifiere, toxina, da? Toxina este în principiu ceva care se opune vieții. Da? Și atunci, când vorbim de detoxifiere, practic vorbim despre eliminarea pe cât posibil a toxinelor, da? Și, dacă vreți, în sensul celălalt, îndreptarea către nutrienți, cei care susțin viața. Da? Nu sunt decât aceste două direcții în care noi, ca organisme biologice, ne desfășurăm existența. Da? Fugim de toxine și ne ducem către nutrienți. În ceea ce privește detoxifierea mentală, toxinele în cazul mental nu sunt altceva decât minciunile. Iar nutrienții sunt constituiți de adevăr. Deci lucrurile sunt chiar atât de simple. Detoxifierea înseamnă eliberarea de minciuni, mentală vorbesc, eliberarea de minciuni și funcționarea pe cât posibil în domeniul adevărului. Și cine are nevoie de o detoxifiere și cine vine la dumneavoastră, la Quantica 720, da, să solicite astfel de sprijin. Da. Chiar de cu câteva zile în urmă, unul dintre psihoterapeuți cunoscuți în lume, domnul Van der Kolk, spunea la un moment dat într-un scurt interviu, zice, cu toții avem nevoie de terapie. În sensul că, din păcate, cu toții avem anumite minciuni pe care ni le spunem singuri despre noi, despre viață, despre orice altceva. Da? Deci, în principiu, cu toții putem beneficia de o astfel de intervenție, de clarificare, însă, în momentul în care acest nivel de toxine devine, cum să spun eu, nefuncțional și are anumite consecințe asupra calității vieții persoanei respective, atunci ar fi bine, într-adevăr, să facă apel la un astfel de sprijin pentru a putea da gunoiul la o parte și, într-adevăr, a putea avea acces la ceea ce constituie bucuria vieții. Se referă doar la minciună și adevăr partea asta de detoxifiere, pentru că, sau poate ne ajuta să înțelegem puțin mai în profunzime, că lucrurile cumva, okay, la esența lor, poate că așa stau în acest alb și negru. Uh-huh. La un nivel mai de suprafață, pare că avem relații toxice și poate asta, sau mă rog, relații conflictuale, relații, okay, complicate, și că poate că asta aduce în familie, în relațiile profesionale, în relațiile de afaceri, în societate, când mergem într-o instituție publică și solicităm ceva, asta pe de o parte. Pe de altă parte, ce vedem în mass media, și consumăm foarte multă mass media noi ca români. Adică sunt mai multe componente într-un strat mai superficial. Okay. Cum să ne gestionăm mintea și sănătatea zonei astea emoțional-mentale? O primă observație, ați vorbit despre relații și despre, practic, felul în care noi relaționăm cu cele din jurul nostru, în principiu, da? Persoane sau lucruri, obiecte, circumstanțe, evenimente. În calitatea unei relații, de fapt, ceea ce dă calitatea unei relații este felul în care persoanele sunt și se implică în acea relație. Iar felul în care ei se implică este dat de felul în care ei gândesc despre relație, despre persoane, despre situațiile care se confruntă. Și în legătură cu aceste lucruri, ei spun tot felul de lucruri în capul lor. Da? Au tot felul de gânduri, de interpretări în legătură cu ceea ce ei observă și cu cele cu care relaționează. Așa că un prim nivel, dacă vreți, de detoxifiere este să înceapă să discearnă între realitate și interpretarea lor în legătură cu realitatea, da? Cu cele care sunt în afara lor și pe care ei le observă. Și pe care de multe ori le
emit ca și cum ar fi fapte, exact. Dar sunt de fapt opinii. Sunt de fapt opinii, păreri ale lor, interpretări ale lor despre ceea ce ei observă, da? Și cu care intră în interacțiune. Și primul nivel de nefuncționalitate este că ei suprapun interpretarea lor cu realitatea și consideră în mintea lor că interpretarea lor despre realitate este chiar realitate. Și ăsta este primul nivel. Și de acolo pleacă foarte multe nefuncționalități. Al doilea nivel este să încep să discern între interpretările tale, că facem interpretări, că de-aia am fost dotați cu rațiune și cu limbaj, da? Să discern între interpretările tale care sunt minciuni credibile și care sunt în domeniul adevărului. E al doilea nivel, care este discernământul. Dacă aici la distinția între realitate și interpretare folosim rațiunea, mai sus folosim discernământul, care nu e legat doar de logică, ci legat de felul în care și simte corpul în legătură cu cele ce se întâmplă cu noi ca ființe în circumstanțele în care ne aflăm. Deci avem două paliere, da? Primul palier este aici, folosim distinția între realitate și interpretare și apoi între interpretări începem să le dăm la o parte pe cele care sunt nefuncționale, care sunt, le spun eu, minciuni credibile. Dar de ce avem atâta nevoie noi, oamenii, de adevăr? Ah, bună întrebare. Păi, vă întreb ceva. Se poate construi pe minciună ceva? Care să dureze în timp? Totul se bazează pe adevăr. Unii oameni își imaginează că se poate. Imaginează. Cu toate că proverbul românesc spune minciuna are picioare scurte. Adică poți să obții la un moment dat niște rezultate pe termen scurt, dar pe termen lung nu se va întâmpla. Deci undeva în ființa noastră este codată nevoia de adevăr, da, da, da. Și chiar dacă mintea noastră ne creează diverse scenarii că corect, ne-ar fi mai favorabil să probabil, fim... în anumite circunstanțe ni se pare că ar fi mai bine așa, da? Dar dacă e îndepărtat de adevăr, atunci nu funcționează. Și unde se mint oamenii mai mult? În ce tip de relații? Adică unde ați sesizat din practica dumneavoastră, da, că oamenii se mint cred mai mult sau se îndepărtează mai mult de adevăr? Cred că cel mai mult se mint atunci când au păreri despre ei înșiși. Și orice fel de interpretare generalizatoare despre fiecare cum se vede pe el, da, nu este altceva decât o minciună credibilă. Puteți să facem o încercare dacă vreți. Spuneți-mi ceva, cum gândiți despre dumneavoastră ca personalitate. Ceva care credeți despre dumneavoastră. Orice. Onest. Că sunteți onest. Ok, super. Acum, întrebarea mea este, orice acest sintagmă generalizatoare are în spate un cuvânt care nu este explicitat, dar care este inclus în sintagmă. Întotdeauna. În orice circunstanțe și în orice împrejurări și cu orice persoană. Și acum întrebarea pe care vă pun. A existat vreodată în viața dumneavoastră o situație în care n-ați fost onest? Probabil că da. Probabil că da. Deci este o minciună faptul că sunteți onest? Da, în această ecuație. Pentru că adevărul are un mare defect cu ghinea. Este absolut unic. E unic. Dacă sunt mai multe interpretări, probabil că niciuna din ele necesar nu este adevărul. S-ar putea să fie una, nu știm. Da? Dar orice interpretare generalizatoare este o minciună credibilă. Nimic altceva. Și ne hrănim viața cu ele. Dacă ar fi să spuneți ceva mai apropiat de realitate, în legătură cu felul în care vă percepeți ca nivel de onestitate, cum ați putea să reformulați sunt onest? În cele mai multe situații sunt onest. Probabil. Că în situațiile X, Y, Z mă comport în felul ăsta. Pentru că sunt onest, vă întreb, este ceva care ține de realitate sau de interpretare? Onestitatea. O găsiți undeva în exterior, în afară? Ține de interpretare. E interpretare. În afară observăm că oamenii fac și spun lucruri. Atât putem observa, nimic altceva. Și în funcție de asta, interpretăm că e onest, că e ticălos, că e mincinos, că orice altceva în capul nostru. Da? Deci doar interpretări generalizatoare care de cel mai multe ori n-au legătură concretă cu realitatea. Și pe baza lor ne conducem viața. Și când încep să discerni și încep să devii specific, și coaching-ul asta face, îi ajută pe oameni să devină specifici și să se racordeze la adevăr. La realitate, în primul rând, pentru că vă spun un lucru pe care le spun multor oameni care interacționez și în cursurile noastre de formare, da, că avem o școală de coaching, le spun, oamenii trăiesc în capul lor. Sunt rupți de realitate. Și după aia se întreabă de ce viața lor nu arată așa cum ar vrea să arate. Bine, acum trăiesc și pe social media. Exact, exact. Cu atât mai mult. Că aia nu are nicio legătură cu realitatea. Da? E doar o modalitate de a o prezenta într-un anumit fel.
Dar nu e realitate, ceea ce oamenii nu înțeleg. Ei cred că virtualitatea este realitatea. Nu este. De doar chiar dacă se plimbă așa cu chiar dacă se plimbă pe unde vor ei. Nu este. În mod practic, cum se realizează detoxifierea mentală? Pe conversațiile pe care le avem cu oamenii și pe care încet, încet începem să le punem la dispoziție, în primul rând niște distincții, care sunt simple, importante pentru noi ca ființe umane. Prima distincție pe care o aducem în conversație este asta dintre realitate și interpretare. Și când oamenii încep să înțeleagă diferența, încep să capete un alt nivel de energie și de putere, pentru că unul din elementele care ne dau nouă măsura în care suntem racordați la adevăr este nivelul de energie și de putere. Întotdeauna când ești racordat la adevăr, te simți puternic și energizat. Când ești în domeniul minciunii, te simți slăbit și moleșit. De-aia se dă acel test fizic în care ții mâna întinsă. Kinesiologia, da. Cineva apasă, să spună o întrebare și funcție de tensiune, dacă ai tensiune bună, înseamnă că răspunsul e... În domeniul adevărului. În domeniul adevărului, scade nivelul de energie... E minciună. E minciună. Sau nu ți-e favorabilă acea chestiune. Dacă nu e adevăr, e non-adevăr. Putem să spunem non-adevăr sau să spunem minciună. Aia e altceva cum o definim. Dar nu e adevăr. E atât de simplu. Și corpul, așa cum bine a spus, e dotat cu această capacitate de a discerne adevărul. E miraculos. Chiar dacă mintea noastră... Chiar dacă mintea noastră poate fugi în orice colț. Și într-adevăr fuge în orice colț. Și specialiștii în logică au ajuns la concluzia că doar prin intermediul rațiunii și a logicii, noi nu avem acces la adevăr. Pentru că din punct de vedere mental, orice sintagmă verbală construită prin cuvinte e la fel de validă ca oricare altă. Noi unde verificăm dacă sintagma este adevărată? Cum facem asta? Nu avem decât trei modalități. Da? Prima și cea mai solidă și cea mai greu de combătut este experiența directă, realitatea. Aia este criteriul suprem al adevărului. Da? Uitați-vă și în criminalistică. Care sunt dovezile? Alea care se găsesc în realitate. Da? Bine, pe baza interpretărilor, e altă discuție și acolo. Al doilea sunt convingerile de grup. Deci oamenii cred ceea ce alți oameni spun că este adevărat. Chiar dacă ei n-au văzut niciodată fenomenul ăla. Și e o chestiune de contagiune socială. Exact. Se spune că atunci când la un stop sunt niște oameni aliniați și e roșu și trece o persoană, ceilalți așteaptă. Dar dacă 2-3 trec, pornește mai tot. Mai încep și alții, da. Ok, da. Deci e un fel de mimetism social, dacă vreți. Da? Deci convingere de grup. Cu cât un număr de oameni este mai mare și afirmă că ceva este adevărat, că tot e mai probabil ca și alții să considere că acel lucru este adevărat. Și asta se întâmplă în mod frecvent. Și ultimul, convingerile proprii, ceea ce fiecare consideră că este adevărat. Nu avem alte criterii de verificare adevărului. Dar cel mai consistent și ăla care într-adevăr ne dă măsură este realitatea, manifestarea fizică. Ce greșeli se fac frecvent în încercarea de detoxifiere mentală? O primă greșeală pe care de obicei se întâlnește sau pe care de obicei o întâlnim la oamenii care au un nivel, să zicem, de educație mai ridicat, este sintagma de genul mă pot descurca și singur, n-am nevoie de sprijin. Da? Și o primă întrebare pe care... E o chestiune de jenă, de orgoliu. De orgoliu, în primul rând. Poate fi și de neștiință, da? Adică nu-și dau seama exact. Că la dentist nu te gândești că îți scoți singur măseaua, adică... Da, dar te gândești că tu cu mintea ta ești suficient de capabil să faci tot felul de chestii și ești, da. Dar în momentul în care tu ești în construcția ta proprie, pentru că de fapt tot sistemul nostru mental l-am construit singuri. Și când tu ești în propriul tău sistem, în cutia ta pe care tu ai făcut-o, e greu să începi să discerni în ea. Trebuie să faci un pas în afară, ca să poți să începi să observi ca un obiect. Și să încep să observ gândurile, să încep să le conștientizez, că habar n-avem ce circulă pe aici de cele mai multe ori. Și deci asta ar fi prima eroare și cea mai... să nu faci apel la sprijin atunci când într-adevăr lucrurile încep să fie, să aibă un impact poate semnificativ în viața ta. Da? A doua eroare este să consideri la un moment dat că ți-e suficient. Adică parcurgi o perioadă de clarificare, de îndepărtarea confuziei, începe să depărteze ceața, începe să înțelegi din ce în ce mai multe despre ce se întâmplă cu tine și cu cele din jur și zici, gata, mi-ajunge, e gata, m-am deșteptat. Nu e chiar așa, pentru că
practic, ce facem noi în acest parcurs de detoxifiere este că înlocuim niște obiceiuri nefuncționale, niște pattern-uri de gândire și comportament nefuncționale, cu altele funcționale. Alea nu se șterg, nu dispar. Alea nu dispar, dar nu mai reprezintă ceva dominant. Sunt doar niște lucruri care se mai întâmplă poate din când în când. Da? Ne înlocuim cu alte obiceiuri funcționale care ne duc acolo unde vrem noi să ne ducem. Dacă pe astea le-am construit în mod neconștient, da? Marea majoritate, habar n-avem când ni le-am făcut singuri, de data asta o facem în mod conștient. Pentru că vrem să ajungem undeva, să ne servească la ceva în viață. Da? Deci o mare diferență. E, acest proces ia ceva timp. Cam cât timp? 6 luni, un an. Deci cineva care vrea să facă un astfel de proces, da, e un proces pe termen mai mediu. Mediu și lung, să zicem. Trebuie să îi aloce timpul necesar. Ca să devină obișnuință. Cam cât durează o ședință, o întâlnire pe zona aceasta? Tipic durează o oră. Tipic durează o oră, da? Noi când recomandăm oamenilor să se înscrie într-un astfel de program în care chiar vor să schimbe ceva în viața lor, să își ia un minim de 10-12 ședințe, care se pot desfășura în funcție de frecvența cu care se întâmplă, 4 luni, 6 luni, 8 luni, depinde. Puteți să ne vedem și o dată pe lună, că nu-i nevoie neapărat să ne vedem în fiecare săptămână. La început e bine, în fiecare săptămână, primele 3-4 ședințe, să pornim puțin bulgăle la vale, da? Și după aia bulgăle începe să crească oarecum de la sine și nu mai e nevoie să ne vedem atât de des, da? Dar e nevoie ca să strici obișnuința, destructurezi obișnuința veche și să structurezi una nouă care să devină obișnuință, să nu fie ceva pe care îl faci volitiv, prin voința proprie. Pentru că atunci când ajungi în situații critice, conștientul nu mai e, dispare, voința proprie apare subconștientul care preia controlul și te întorci la obiceiurile vechi. Deci trebuie făcute o nouă obișnuință, da? Și în momentul în care aia devine exact parte din tine cum erau și alalte, atunci lucrurile încep să arate cu totul. Viața noastră, de fapt, un cumul de obișnuințe? Da, este un cumul de obișnuințe. Noi, we are creature of habits, cum se spune, da? Și unele... Obișnuințe de gândire, în primul rând, care sunt convingeri noastre proprii, ceea ce fiecare consideră că e adevărat, da? Și obișnuințe de acțiune, comportamente. Asta e tot. Unele obișnuințe par să fie foarte simple la prima vedere. Adică, nu știu, de exemplu, considerăm că în viața noastră avem suficient de mult succes în carieră, okay, în afaceri și așa mai departe. Ok. Și credem noi că am făcut tot ce ține de noi în situația respectivă. Okay. Nu depășim un anumit plafon sau o anumită situație. Oh. Dar ne-am sculat în fiecare dimineață la 5 dimineața în loc de la 7 sau la 8 ca să avem 2-3 ore de extra time. Poate ne sculăm o dată, de două, să facem un experiment și după aia ne întoarcem pe partea cealaltă. Da, adică apropo de a susține pe termen lung. Sunt lucruri simple pe care, aparent simple, pe care să le putem face ca obișnuință, sau știm că poate ar fi bine să bem, nu știu, un suc de fructe, okay, sau poate ar fi bine să facem exerciții fizice. Știm asta. Intelectual știm asta. De ce e atât de greu să ne schimbăm obiceiurile? Pentru că undeva, în subconștient, există o convingere proprie în legătură cu posibilele consecințe ale acelor acțiuni. O să vă dau un exemplu. Am lucrat cu ani în urmă cu o doamnă din America care lucra pe tema vreau să fac mișcare fizică. Începuse să se îngrașe, era la o vârstă 40 spre 50 și își dădea seama că dacă nu va face sport, va fi greu să vină să slăbească sau să revină o anumită condiție fizică sau o anumită, vă spun eu, starea trupului, da? Și își cumpărase toate aparate. Casa era plină de aparate, nu făcea nimic. Și am avut la un moment dat o conversație legată de descoperirea acestei convingeri limitative. E un exercițiu simplu care se face. Și a descoperit, convingerea în legătură cu a face sport era că dacă va face sport, ceva din corpul ei se va rupe. Va face o rupere musculară, o întindere, va suferi într-o formă sau alta. Era adevărul pentru ea. Și când și-a dat seama că e doar o gogoriță de capul ei și doar un mod de a gândi, a putut să-l dea la o parte, pentru că l-a scos la lumină, că altfel când nu e la lumină, nu știi și te are cu totul. Dar când l-a scos la lumină, a putut zic, ok, bun, nu e adevărul, înseamnă că poți să gândești și altfel. Și s-a apucat să facă sport. O invităm alături de noi și pe doamna psihoterapeut Roxana Martin, vă rugăm. Și mergem mai departe. Bine ați venit. Bună dimineața.
mergem mai departe în discuția noastră despre detoxifiere și am vorbit despre detoxifierea mentală până acum. Este necesară și utilă și detoxifierea fizică, eventual ca un proces sinergic cu cea mentală și emoțională, sau există o ordine în care începem? În general există o ordine, desigur, pentru că sunt trei componente, cea fizică, cea mentală și cea emoțională, și ele pot să fie descrise de către un client sau un pacient. De obicei, fizicul este cel care îl aduce și felul în care se simte fizic. Semnalul de alarmă. Este fizic. Semnalul de alarmă, desigur. Și este suficient de deranjant cât să înceapă să se gândească că ceva este în regulă cu el. Pentru că faptul că are insomnii sau că nu se simte bine, că este agitat, care tot felul de emoții pe care nu le controlează, de obicei pe oameni îi fac să strângă din dinți mai degrabă decât să caute care este cauza. În schimb, fizicul este cel care îi aduce în fața unui specialist. Și în mod practic, cum facem o detoxifiere fizică? Am auzit așa prin presă diverse idei, sunt multe rețete, soluții, rețete. Atunci când ajunge cineva la un specialist, ce îi recomandă? Detoxifierea fizică, mentală și emoțională este un proces. Ea se poate face clasic, așa cum știm, cu tot felul de ceaiuri și de plante care sunt cunoscute de mii de ani. Dar suntem într-o epocă modernă, în care tehnologia deja scurtează foarte mult timpul de detoxifiere și eficiența este mult mai mare. Ca psiholog vă pot spune că, din punct de vedere emoțional, aceste toxine emoționale ale traumelor din copilărie și până la adolescență și până la maturitate necesită luni și ani de terapie ca să poată fi scoase și vindecate. Dar e bine să sondăm după ele, că acum și în psihologie sunt diverse abordări. Da. Unii spun, genul Tony Robbins, lăsați-le, nu mai săpați după ele, punem ceva în loc. Altceva. Da. Subconștientul nu suportă ideea de a le ca programele care sunt înăuntrul său să poată fi scoase fără să pui ceva în loc. Deci, dintr-un punct de vedere are dreptate. Ideea este că atâta timp cât nu conștientizezi care sunt credințele tale, programele tale care nu te lasă să trăiești normal și eliberat și liniștit, ele tot timpul vor fi ca o sămânță care vor ieși la suprafață exact atunci când nu-ți dorești să faci asta. Pentru că, din punct de vedere psihologic, oamenii au mai multe mecanisme prin care pot să se exprime. Cei mai mulți dintre oameni sunt cei care fac o ruptură, un clivaj între ceea ce simt și ceea ce gândesc. Sunt foarte cerebrali, sunt foarte logici și își amorțesc simțurile, pentru că să simți înseamnă să simți nu numai bucurie, ci să simți și tristețea, să simți și durerea. Și atunci sunt, mai ales când sunt copii sau adolescenți, sunt atât de speriați de durere încât fac această ruptură între ceea ce gândesc și ceea ce simt. Apropo, există o diferență substanțială între detoxifierea mentală și emoțională? Cum? Ca abordări pot fi diferite. Eu aș simplific, mi-mi place să simplific lucrurile și eu spun următorul lucru legând de ce am spus mai devreme. Deci dacă avem realitate și interpretare, da, abordarea de tip psihologic și detoxifiere emoțională se leagă foarte mult de interpretări, așa cum spunea și Roxana. Felul în care oamenii au interiorizat și au gândit despre lucruri care s-au, și evenimente care s-au petrecut în viața lor. Abordarea care este mai mult către coaching este nu neapărat despre interpretări, ci despre ce vrei tu să faci de acum înainte în viața ta.
Da? Deci pe mine asta mă interesează. Ok, ești în acest mm-hmm. moment al vieții tale. Cu toate alea și cu toate gândurile tale. Da. Ce ai vrea tu de fapt să faci? Mm-hmm. Unde ai vrea să ajungi? Și în momentul în care clarificăm asta, da, ne uităm care ar fi modalitatea de a ajunge acolo. Și dacă sezizăm că în această cale, în acest drum, există ceva din trecutul tău care acționează ca o barieră, ca o frână, sau, atunci putem să o adresăm, dar punctual. Adică conversația noastră nu este despre trecutul tău în principiu, ci doar punctual dacă este ceva pe care le identificăm și vrem să vedem cum anume se poate trece peste aia. Întreabă un telespectator dacă putem folosi această abordare cumva în relația cu copiii, astfel încât să fie crescuți altfel, în adevăr, sau să nu adune atât de multe toxine. Bună întrebare, extraordinară. Desigur, dar înainte de a-i răspunde, vreau să-l completez pe colegul meu și să vă aduc aminte că adulții în mod obișnuit trăiesc în trecut sau în viitor. Da, da. Au o problemă de a trăi în prezent așa cum fac copiii. Asta înseamnă că atunci când ei trăiesc în viitor, sunt anxioși, se sperie de un viitor posibil pentru că își fac scenarii, iar când trăiesc în trecut, sunt depresivi în mod obișnuit. Asta înseamnă că am putea să împărțim lucrurile. Dacă este vorba de cei care sunt anxioși și trăiesc în viitor, sunt bucata lui de coaching. Și dacă sunt cei care trăiesc în trecut și sunt depresivi, sunt bucata noastră de psihoterapeuți. Pentru că, de fapt, fiecare dintre noi, unindu-ne forțele, încercăm să-i ajutăm să ajungă să trăiască în prezent. Și acum, gândindu-ne și la noi, de copii, fapt, stricăm copiii, exact, îi scoatem din prezent și ducem în trecut sau în viitor? Nu îi stricăm neapărat. Nu cu bună intenție. Din neștiință. Exact. Din neștiință. Da. Ei copiază inconștient modelele noastre de comportament și de gândire. Copiii trăiesc foarte mult sau predominant în prezent. Și practic intoxicarea vine în primul rând din punct de vedere a ceea ce mănâncă. Odată, da. Pentru că nu au niciun fel de barieră, nu au niciun fel de barieră personală a faptului că mănâncă sănătos sau nu, ci plăcerea și dorința este singurul lucru care îi împinge. Asta înseamnă că părinții au o mare responsabilitate să-i obișnuiască să mănânce corect și sănătos pentru ei. Și asta în direcție trebuie să știe să mănânce ei corect, exact. Și chiar exact. Să mănânce corect, pentru că exact. Este un model. Copiii urmează ce faci, nu ce spui. Exact. O să intervin dacă dă voi, Roxana, să adaug ceva apropo de copii. Din studiile celor care se ocupă cu studiul psihologiei umane și nu numai, inclusiv din ceea ce spun maestrii spiritual din diverse domenii, nu neapărat într-un singur domeniu, spun că până la vârsta de 7 ani, apropo de cei 7 ani de acasă, copiii n-au discernământ. Ei nu sunt în stare să discearnă între adevăr și non-adevăr. Pentru ei tot ce vine către ei este adevărat. Cine sunt deținătorii adevărului pentru copii? Părinți. Părinți. Deci tot ce spun părinții pentru ei, ei înregistrează tot. Ei sunt ca niște reportofoane, dacă vreți, până la 7 ani. De aia și Biserica Creștină, de exemplu, îi împărtășește indiferent de ce fac. Pentru că nu sunt responsabili. N-au discernământ. De-abia după aia începe să apară discernământul și atunci începem să discutăm altfel. Deci de aia până la 7 ani e foarte important ce fac și ce spun părinții în relația cu ei. Ei n-au nicio vină, practic, în felul în care sunt formați până la vârsta aia. De-aia este atât de important ceea ce spun și fac părinții în raport cu cum va deveni persoana respectivă, pentru că tot așa s-a constatat statistic că marea majoritate a convingerilor noastre despre noi și despre lume se formează în perioada asta de copilărie. Și culmea, chiar mai devreme. Chiar mai devreme. Și le cărăm cu noi până la atunci bătrânețe. Și dacă n-ai șansă la un moment dat să vină cineva, să ai o conversație cu cineva și să pună sub semnul întrebărului toate adevărurile tale despre tine, despre lume, s-ar putea să rămâi acolo. Sau mai degrabă să te sprijine să-ți pui singur sau întrebările, sau să te pui singur în situația în care să te întrebi dacă adevărurile tale sunt chiar adevărul. Aș vrea să mă întreb despre relația care există între anumite probleme fizice, inclusiv aceste toxine din corp, și anumite
manifestări emoționale, dacă cumva ele se pot influența reciproc, adică dacă somatizăm anumite toxine emoționale sau dacă anumite probleme emoționale sau invers, dacă anumite probleme fizice pot genera și niște probleme emoționale, că există o relație reciprocă între cele sigur două? Că da. Există o relație directă. Să spunem că ăsta este avantajul meu de a fi medic și de a fi și psihoterapeut, pentru că există, de exemplu, în cabinetul de psihoterapie îmi vin clienți care acuză diverse manifestări emoționale și pentru ei sunt pur emoționale, dar din discuția cu ei, din felul în care își trăiesc viața, din ceea ce mănâncă, din felul în care confortul în care trăiesc și muncesc și bolile asociate, mă duc cu gândul ca medic că acele emoții este posibil să nu fie niște emoții neapărat datorate unui psihic labil sau unui psihic care este traumatizat, ci pur și simplu problemele pot să fie fizice. Și primul lucru pe care îl fac, din perspectiva mea de medic, este să fac un diagnostic diferențial. Să mă asigur că corpul nu are aceste toxine fizice, că aceste emoții nu sunt date de substanțe cu care corpul fizic este intoxicat. Și de cele mai multe ori descoperim acest lucru. Emoții sau senzații? Că aici emoții. Chiar emoții? Emoții. Okay. Deci emoții puternice. De exemplu, există anumite substanțe, cum ar fi metalele grele, care pot să dea simptome deosebit de puternice timp de ani de zile. Și din ce acumulăm aceste metale? De exemplu, una dintre cele mai banale metode este cea a vechilor plombe de, care aveau amalgam de plumb și mercur și care au stat în gura generațiilor de oameni zeci de ani. Și, practic, există o intoxicație cu mercur foarte subtilă, zi de zi, pentru că acel mercur nu stă numai în plombă. El încet, încet difuzează prin țesuturi și, practic, este ca un rezervor, ca o sursă. Mercurul este o substanță extrem de toxică, nu este într-o cantitate atât de mare încât să dea niște simptome de intoxicație clară, ea se face încet, încet. De exemplu, smogul de pe stradă și plumbul din gazele de eșapament sunt un alt motiv puternic în care manifestările emoționale și mentale distorsionate sunt extrem de puternice. Și înțeleg că România e într-o situație destul de dramatică, mai ales București. Da. Nu mai mult decât Beijing. Măcar da, deci este... Nu știu dacă concurăm neapărat, dacă da, asta ne face dacă cinste, ai referința, dacă ai referința, da. Ok. Precum vedeți, probabil că clienții care sunt bucureșteni, atât din punct de vedere medical cât și psihologic, majoritatea vin cu simptome foarte asemănătoare. Vin cu niște stări de oboseală cronică, vin cu insomnie, vin cu atacuri de panică, vin cu stări puternice de anxietate și depresie. Cam asta este paleta. Ce se poate face când vin la dumneavoastră? Păi există abordarea holistică, dacă vreți, ăsta este marele avantaj al acestui proiect Quantica, da? Pentru că persoana este abordată din toate cele trei perspective. Da? Deci, în paralel, practic, bine, există o succesiune de pași care se face în momentul în care persoana respectivă intră într-un astfel de program, dar ele se cumulează și se completează una cu cealaltă, da? Și în funcție de nivelul care respectiva persoană se află, provocările lui care sunt cele mai dominante, dacă vreți, da? Se abordează dintr-o în mod flexibil parte dintr-o parte sau din cealaltă, e adăugată o componentă sau nu, da? Dar recomandarea noastră este, dacă tot vine și tot vrea să beneficieze de așa ceva, să beneficieze de întregul pachet, pentru că după aceea va fi o altă persoană. Este, ați observat în practica dumneavoastră o diferență pe gen? Adică femeile și bărbații vin mai degrabă cu un anumit tip? Femeile sunt mai curajoase. Ele vin mai ușor sau și mai preocupate. Eu aș spune altceva.
ego-ul femeilor e mai mic. Ele sunt mai dispuse să facă apel la sprijin decât bărbații. Mm-hmm, corect. Da? Mm-hmm. Pentru că bărbații sunt războinici, da? Ei și se descurcă singuri, n-au nevoie de tanga. Da, nu se duc decât când dau cu capul de pragul de sus, când nu mai au altă alternativă, din păcate. E ultima, hai să o fac și pe asta. Când nu mai pot. Când nu mai pot, da. Și nu mai pot. Bă, hai să văd cum e și asta, că până acum tot ce am făcut n-a dat rezultate. Hai să vedem cum o fi și cu asta. Da. Și pentru femei, pe zona aceasta de detoxifiere emoțională, cam cu ce tip de nevoi vin și ce se poate face așa în câteva cuvinte? Femeile au deja, am observat că femeile au deja această mentalitate a prevenției. Nu mai așteaptă noua generație, nu mai așteaptă să se îmbolnăvească sau să ajungă la capătul puterilor ca să vină să aibă un diagnostic, de exemplu, să vadă dacă sunt, au nevoie de o detoxifiere, dacă au nevoie să știe despre ele, cine sunt, cum sunt și eventual își doresc foarte mult să scape de kilograme în plus, de toxine, de ceea ce gândesc și le opresc din viața lor. De asta spun că sunt mai curajoase. Pentru că au curajul să lase bagajul de emoții și de gânduri pe care au înțeles că sunt un obstacol în viața lor. Mai mult decât atât, multe dintre ele sunt mame și își doresc atât de mult niște copii sănătoși și normali, încât sunt în stare să scape de orice bagaj personal ca să aibă niște copii normali, sănătoși. Vă mulțumesc foarte mult! Așadar, stimați telespectatori, a fost alături de noi doamna doctor și psihoterapeut Roxana Macrin și domnul Costel Coravu, coach. Îi găsiți dacă aveți întrebări suplimentare la Clinica Quantica 720. Cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție, revenind după o scurtă pauză publicitară.